Dragi slăniceni, dragi turiști și vizitatori ai stațiunii balneoclimatice Slănic Moldova, acum pe final de an aș vrea să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea noastră, pentru faptul că ne-ați vizitat și pentru faptul că ați contribuit la dezvoltarea localității noastre. În primul rând vreau să mulțumesc locuitorilor din Slănic Moldova, care contribuie an de an, atât prin impozite și taxe, dar și prin aportul efectiv de sprijin, de voluntariat, la dezvoltarea localității noastre, pentru implicarea lor în proiectele noastre, în dezbaterile publice și în tot ceea ce a însemnat anul acesta comunicare, colaborare, atât cu locuitorii din Slănic Moldova, dar și cu instituțiile din Slănic Moldova. Mulțumesc tuturor reprezentanților instituțiilor pentru aportul pe care l-au adus la dezvoltarea localității. Mulțumesc agenților economici care s-au străduit și au reușit în mare parte să ridice nivelul de calitate de servicii la nivelul cerințelor pe care turiștii noștri le au. Aș vrea să profit de această ocazie de final de an să vă urez sărbători fericite în primul rând, în pace, în liniște, alături de cei dragi, să aveți satisfacția și bucuria sărbătorilor, să aveți împliniri și să încercăm să întărim relațiile noastre în familie, în societate, să contribuim din ce în ce mai mult la să aducem aportul la dezvoltarea relațiilor interpersonale, pentru că acestea vor da o comunitate puternică care se va dezvolta cu siguranță pe principii sănătoase. Pentru anul 2023 aș vrea să vă urez la mulți ani în primul rând, cu sănătate, cu bucurii, cu împliniri, să aveți mai mult decât vă doriți și să reușiți în proiectele dumneavoastră, să dea Domnul să fie un an cu liniște, cu pace în primul rând, cu armonie și cu dorința fiecăruia de a dezvolta localitatea noastră. Vă mulțumesc mult, la mulți ani, sănătate și bucurii!